Celebrele baroci dintre blocuri în care orșovenii își țin lemnele de foc ar putea deveni istorie în legislatura locală care începe din octombrie. Noua administrație vine cu o soluție, containere și depozit local de lemn de foc. Modul în care municipiul Orșova se încălzește pe perioada iernii, greutățile cu care orșovenii se confruntă, sobele din apartamente și transportul lemnelor pe scări sau cu scripeți improvizați au făcut înconjurul țării. După Revoluție, urbea a rămas fără nicio soluție de încălzire centralizată, punctele termice s-au desființat sau au fost vândute, gazul este încă un vis prea îndepărtat, iar oamenii au o singură soluție, sobele. Pentru a-și asigura rezerva de lemne de foc, cei care locuiesc la blocuri au improvizat lângă imobile magazii de material lemnos care nu numai că s-au înmulțit, dar dau și un aspect urât zonei. În contextul în care Orșova a depus un proiect european de regenerare urbană, aceste depozite insalubre ar putea dispărea în următorii ani. Această perspectivă îi îngrijorează cel mai mult pe orșoveni, dar primarul ales al municipiului a explicat în emisiunea Adevăr și Provocare de la RTS că oamenii nu trebuie să se sperie. Soluția lui este amenajarea unor containere, dar și înființarea unui depozit local de material lemnos. Trebuie să le spun orșovenilor și probabil că va fi un impact emoțional la ceea ce voi spune acum și vor fi un pic de busolați. Nu. Acele magazii de lemne care le văd nu vor mai exista. Pentru că nu îți poți permite să faci o regenerare urbană. Bine, și spații. Bine, ele n-ar fi existat niciodată dacă n-ar fi sigur, avut oamenii nevoie dar, de ele. Dar să nu înțeleagă orșovenii că de mâine ne apucăm să dărâmăm acele magazii sub nicio formă. Primăria, vom veni cu o soluție. Am luat legătura cu directorul de la Rom Silva, îi vom pune la dispoziție un spațiu în care central, nu în oraș, în afara orașului, în care să facă o zonă de preparare a lemnelor de încălzire deocamdată, pentru că acum trebuie să spunem un lucru, acele magazii de lemne sunt utilizate pentru depozitarea de lemne în proporție de 40-50%. În rest, sunt magazii în care fiecare își ține ce poate și nu sunt de condamnat. Corect, da, și nu sunt de condamnat. Da, da. După ce se va face, se va pune la dispoziție Rom Silva și ocolului din Orșova această suprafață, ei își vor creiona acolo o gaterare pentru lemne de foc. După care, noi primăria vom merge în cartiere și vom face depozite containerizate ca oricând să le poți lua de acolo să faci cu totul altceva în toate zonele din municipiul adică Orșova. Adică mai pe înțeles tuturor, containere mai. Containere cu loc, spațiu pentru de depozitare și chiar și pentru vânzare. De exemplu, dacă cineva nu vrea toată ziua să țină pe balcon sau eu știu să vină acolo, va avea o variantă de depozitare și a doua în care să vină să cumpere la 2-3 zile acele lemne. Poate să nu le cară, să nu se înțeleagă greșit că bătrânii vor merge și vor căra cu plasele. Nu, o să aibă la dispoziție inclusiv mijloc de transport sau oameni, bineînțeles contracost că nu se poate cu titlu gratuit, în care vor face un astfel de lucru. Pentru că mai devreme sau mai târziu, acest lucru trebuie făcut. Eu îmi asum acest lucru ca pe timpul primului mandat să reușim în înțelegere și în discuții. Bun, bănuiesc că le-ați explicat în campanie. Acest lucru, sigur că da, și acest proiect, să știți că trebuia făcut de mult, dar tuturor primarilor le-a fost frică că o să piardă voturi. Nu, vii cu soluție și după aceea discuți cu oamenii și după aceea poți sigur, să faci acest evident. Lucru. Asta înseamnă ce? Ca termen de așteptare să nu creadă populația că de mâine începem să dărâmăm chestiune etapizată. Durează undeva la 2 ani de zile, exact, vor merge în paralel cu acest proiect de regenerare urbană. Orșova a fost până în anii 90 racordată la rețeaua centralizată a orașului, însă sistemul a fost pus la pământ odată cu instalarea democrației. Astfel, locuitorii urbei orșovene au fost nevoiți să se întoarcă în timp la metodele învechite de asigurare a căldurii.